Deci astăzi, data de 19 octombrie, fracțiunea Partidului Liberal Democrat din Moldova a depus o sesizare la Curtea Constituțională, unde cere în alții curți să examineze sesizarea noastră și solicită, în primul rând, amânarea acțiunii hotărârii numărul 72 a Parlamentului Republicii Moldova până la soluționarea cauzei în fond, de asemenea, examinarea în regim de urgență a acestei sesizări și pronunțarea asupra constituționalității hotărârii numărul 72 a Parlamentului, prin care Parlamentul a decis ridicarea imunității domnului Vlad Filat. Deci în sesizare noi menționăm că prin acțiunile sale Parlamentul a încălcat flagrant atât prevederile Constituției Republicii Moldova, mă refer la articolul 1, articolul 21, articolul 66 din Constituția Republicii Moldova, și a încălcat procedurile de ridicare a imunității care s-au făcut într-un mod abuziv și de urgență, cu încălcarea procedurii de vot și alte. Lucrurile acestea sunt expuse în sesizarea noastră. Sperăm că în alta curte se va pronunța de urgent asupra acestei sesizări și să vedem care va fi hotărârea Curții Constituționale. Noi nu putem astăzi să venim cu presupuneri. Este de datoria Curții să examineze și să pronunță. Totuși, puteți să ne spuneți câteva încălcări care, după părerea dumneavoastră, s-au înregistrat? Dacă vorbim despre încălcările care au fost comise la ridicarea imunității domnului Vlad Filat, eu mă refer în primul rând la procedurile de ridicare a imunității, care regulamentul Parlamentului adoptat prin lege organică prevede expres că ridicarea imunității se începe cu prezentarea sesizării de către Procurorul General a președintelui Parlamentului. Președintele Parlamentului aduce la cunoștință fracțiunile parlamentare și cere convocarea de urgență a Comisiei Juridică Numiri și Imunități. Venirea Procurorului General la tribuna centrală a țării și facerea sau jocul acela care l-a făcut, deci nicăieri nu este stipulat nici într-un act legislativ. Nu trebuia să vină procurorul la început să facă show. Dumnealui trebuia să înmâne sesizarea președintelui Parlamentului și el să o aducă la cunoștință deputaților. De asemenea, legea prevede expres că după aducerea la cunoștință a deputaților despre sesizarea parvenită de la Procurorul General, Comisia Juridică Numiri și Imunități are până la 15 zile pentru a examina această sesizare Procurorului General. Am zis-o la început că s-a făcut în mod abuziv și de urgență. Cineva comentează că până la 15 zile poate fi și o oră, poate fi și o două, poate fi și trei. Eu nu vreau să contest acest lucru, dar este încălcată dreptul la o apărare eficientă. Pentru că eu, ca membru a Comisiei Juridice și ceilalți colegi, nu am putut să facem cunoștință cu toate materialele care au fost depuse. De asemenea, nici domnul Vlad Filat nu a putut să facă cunoștință ca mai apoi să-și organizeze sau să-și poziția sa în procesul de audiere în Comisia Juridică Numiri și Imunități. Graba care a fost făcută ne duce la ideea că totuși s-a făcut ceva intenționat, dar noi încă o dată zic, nu venim cu presupuneri, lucrul acesta trebuie să-l spună Curtea Constituțională. După votare secretă în Comisia Juridică, fapt ceea ce s-a respectat în Comisia Juridică, numai că eu motivez urgența care a fost făcută, biroul permanent trebuia să întrunească și să includă în ordinea de zi a ședinței Parlamentului, având la dispoziție până la 7 zile. De ce sunt aceste 7 zile? Toți deputații din Parlament trebuia să se documenteze, să vadă sunt motive sau nu sunt motive. Și mai apoi Parlamentul trebuia să se expună prin vot secret asupra ridicării imunității. Fapt ce a fost încălcat flagrant. Nu poate Parlamentul să decide fără amendarea actului legislativ care expres prevede acest lucru. Deci, dacă vroiau atât de rapid să o facă, trebuia să vie cu amendarea acestei legi, să lasă la latitudinea Parlamentului dreptul de a vota secret sau deschis și pe urmă să porceadă. Ei, cu mânuța ridicată, fără a veni cu modificări, au
încălcat, părerea noastră, încă o dată zic, prevederile acestui articol. De aceea, noi considerăm că în cazul de față s-a încălcat dreptul domnului Filat la apărare, s-a încălcat dreptul domnului Filat la administrarea treburilor publice, care este un lucru consfințit prin Constituție și mai multe pe care le invocăm în acest. De asemenea, părerea mea că procurorul a comis o mare greșeală. El la început, am zis-o la unele posturi de televiziune și repet și aici, ca la Poli Ciudes a venit și a repartizat deputaților acel proces verbal care era perfectat de către domnul Ilan Șor și l-a înmânat deputaților. În acel proces verbal se conțineau probe care pot influența ancheta. Nu aceasta se cere de la procurorul general. Procurorul general trebuia să vină doar cu o sesizare care să o înmâneze președintelui Parlamentului. A fost foarte interesant și expunerea domnului. Eu vă dau acest proces verbal, dar vă rog mai apoi să mi-l dați înapoi. Parcă suntem la grădiniță. Eu îți dau să te joci cu jucărica mea, dar să nu o zgârâi și pe urmă să mi-o dai înapoi. Iată, cam așa s-a întâmplat și în Parlamentul Republicii Moldova. Eu totuși sper și cred că în Republica Moldova, în capul mesei, trebuie să stea legea. Noi aici nu invocăm că trebuia sau nu trebuia, vrem totul să fie legal. Fiindcă astăzi aceasta s-a întâmplat cu domnul Filat, mâine poate să întâmple cu orice deputat din Parlament. Dar vreau ca în capul mesei să stea legea și în fața legii să fie toți egali și să nu facem în așa o manieră tâlhărească, dacă vreți să acceptați acest calificativ. Vă mulțumesc. Totuși sunt unele voci care spun că în cazul în care ar fi acest proces ar fi decurs mai mult timp, s-ar fi putut distruge probele care sunt în dosar. Iarăși ați spus o întrebare foarte delicată. Ce fel de probe din dosar? Procurorul trebuie să vină cu sesizare și nu cu probe. Probele le instrumentează organele de judecată care, când se expun asupra cazului. Probele trebuia să le aducă procurorul în comisia juridică, pentru că noi am solicitat în comisia juridică fapt ce este reglementat și prin lege, că la solicitarea deputaților din comisia juridică, procurorul general trebuie să pună la dispoziție alte documente care argumentează sesizarea dumnealui. Noi am cerut, cu părere de rău nu le-am văzut, chiar dacă în acel proces verbal se făcea trimitere la unele mărturii, la unele documente care sunt pe 100 și ceva de pagini. Noi nu am văzut aceste pagini, am văzut doar cele 8 pagini, mărturiile domnului Ilan Șor. De aceea a invoca că puteau să distrugă probe, cum puteau să distrugă aceste probe? Este iarăși o vorbă spusă la gura cortului, părerea mea.